domnului Polia Roman, pentru Hedeciu, un rogaz foarte scurt ca să treacă dinspre albumul de fotografie Andrei Pandele, decembrie 89, în 89 de imagini, înspre Cartea Domniei sale, ediția a treia revăzută și adăugită a ochilor lui Beatrice, cum arăta cu adevărat luna lui Dante. Sigur că lansarea de până acum e o lansare între astea albumului Pandele, Revoluția din decembrie 89. Aș fi putut continua mult mai firesc, cronologic, inclusiv cu anii buni. Vă reamintesc bestsellerul cu Manifest de la Bookfest din acest an, Polia Roman Tatarevici cu anii buni. Dar aceste texte civile și de implicare, să le spunem, sunt doar una dintre identitățile cu care ne-a obișnuit autorul. Identitatea pentru care suntem acum în acest ceas aici e aceea de hermeneut, de interpret, de cititor atent, de scriitor și gânditor care practică hermeneutica, de fapt, ca un exercițiu de admirație. Eu vreau să vă spun doar acest lucru despre ochii Beatricei, că aici veți întâlni un autor pentru care, pe de o parte, lectura, interpretarea unui alt autor, eu, exercițiu, cum spun, de hermeneutică, pe de altă parte, e exercițiu de admirație. Ca cititori, beneficiem de aceste două aripi ale scrisului lui Polia Roman Tatarevici. Ne ia de mână, ne poartă în minte, ne poartă în lumile unui mare scriitor, aici Dante, Pound în ediția Pound, pe care o numește Humanitas Fiction, Curianu, în ultimul Curianu, din nou Pound, Dante, Eliot și alții, în splendidele eseuri, două eseuri despre paradis. Iar noi, mă întorc, suntem așadar fericiți să fim pe de parte luați de mână și învățați să intrăm într-o lume pentru care nu avem mai decât toate chemile, și pe de altă parte suntem învățați ca la rândul nostru să admirăm. Polia Roman Tatarevici, cu admirație, te rog să iei microfonul.